Ce vreau să vă arăt, dragi prieteni, este diferența între un pom care a primit tratamente, un piersic, și altul care nu a primit absolut deloc, sau mai mulți care nu au primit absolut deloc. Și acesta a fost atacat de bășicare. Am mai curățat eu, dar au fost și frunze atacate, dar nu se compară cu cei ai vecinului. Deși nu-i frumos să arăți peste gard, totuși, de dragul științei, o să vă arăt acești pierstici care nu au fost tratați. Da? Deci se vede că în comparație cu al nostru arată aceea mult mult mai rău. Soiurile sunt oarecum aceleași, în sensul că și acesta e tot un piersic de vie, cum se spune, adică răsărit așa din sămânță. Așa sunt și aceea, nu sunt un soi cunoscut. Oarecum boala s-a și transferat de la ei la acesta. Dar prin tratamentele pe care le-am făcut, în special tratamentul din primăvară cu silit, a făcut ca să avem frunze sănătoase și să păstreze și fructe. Aceia de acolo au foarte puține fructe și arată jalnic. Deci cam despre asta e vorba atunci când alegem să nu tratăm. Trebuie să ne așteptăm ca natura să se răzbune, ca să zic așa. Mulțumesc!